cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește mult. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit sub zodia politicii de martie în județul Neamț. De săptămâna trecută, așa, de pe la mijlocul săptămânii până acum, cei pasionați de subiect au, slavă Domnului, despre ce discuta. Problema e cât sunt pasionați de acest subiect numit politică, dar nu putem să ignorăm, pentru că dacă Marin Preda spunea la un moment dat că dacă nu știu ce nu e, nimic nu e, nu mai pronunț cuvântul ăla că e prea frumos, mai nou în România, dacă politică nu e, aproape nimic nu e. Pentru că în centrul evenimentelor din ultima perioadă s-a aflat Partidul Național Liberal, și cu bune și cu rele. Astăzi am zis că îl invităm pe președintele partidului, domnul George Lazăr, în emisiune. Bună dimineața! Bună dimineața, domnule! V-am luat prin surprindere, butonați. Nu, așa. Și domnia sa n-a venit, ca să spunem așa, cu mâna goală, ci împreună cu domnul Gheorghe Apetrei, omul care și-a luat sarcina să candideze la Târgu Neamț pentru primăria din localitate. Bună dimineața, bine ați venit la noi în studio! Bună dimineața tuturor! Bună dimineața! Ați venit de bun augur, pentru că de data aceea... Și de bine, de bună voie asta. Nu știu la partid, nu știu cum sunt regulile. Nu știu cum sunt regulile la partid. La noi este de bună voie. Da. Partea altă, cum ar fi. Așa. Dar e de bună augur că a reușit și noi să reterminăm treburile în studio. Și așa că au venit, ca să spunem așa, la nou și să sperăm că nou ăsta îl va ajuta și pe el și pe toți locuitorii din zona respectivă. Deci, domnul Lazăr, încep cu dumneavoastră, pentru că de azi dimineață ați produs două comunicate de presă care au dat peste cap, ca să spunem așa, programările noastre în site. Stați că nici nu am apucat să le citesc ca lumea. Deci, unul în care îmi spuneați că a venit cineva de la USR spre PNL, la Piatra Neamț, domnul Cosmina Sandei, consilier local. Sigur. Proaspăt sancționat, ca să spunem așa, de cei de la USR, pentru colaborare PSD-PNL. Colaboraționistă. Și domnul Viorel Miron, ați anunțat candidatul la primăria Rosnov, da, în persoana domnului Viorel Miron, după ce fostul candidat, actualul primar, a dezertat. S-a dus spre PSD. S-a dus. Așa, nu vreau să vă întreb acum ce și cum, ce cu cei doi, că avem, că avem timp. Pentru că astăzi vreau să ne concentrăm și pe zona Târgu Neamț, dar este haios, ca să zic așa. Unii pleacă dintr-o parte în alta, alții dintr-o altă parte în cealaltă, dar în același bloc, ca să zic așa, de guvernare. Guvernare. Sunt mișcări, dacă vreți, sunt mișcări și sunteți cu experiență vastă și în administrație și în politică, de atâția ani, jurnalist. Știți tot timpul că în preajma alegerilor, în fiecare ciclu electoral, sunt tot felul de mutări, de permutări, sunt tot felul de decizii pe care unii sau alții dintre candidați, dintre cei care sunt în staffurile partidelor politice, fac tot felul de permutări. Sunt lucruri care noi, cei care facem politică, suntem obișnuiți. Unii sunt supărați, alții se supără, alții se bucură. Sunt de ale politicii, ca să zic așa. Acum, faptul că la Rosnov a plecat Lică Pavel, fostul primar al nostru, nu e nicio pierdere. Lică Pavel, de altfel, nu, în sondajele noastre de opinie, nu stătea foarte bine, în sensul în care noi am măsurat ultima dată, la începutul 2024, ianuarie, trei variante de candidat. De acolo ne-a ieșit că ori Lică Pavel, ori Viorel Miron erau candidați cu cotați bine, mai bine Viorel Miron, pentru că nu mai fusese primar, nu mai activase în politică, să zic, la vârf. Om de afaceri din zonă, foarte cunoscut și foarte bine văzut. Și atunci noi pe PNL-ul stăteam în balanță, ca să spun așa, într-o gândire de a schimba candidatul la Rosnov, sens în care probabil domnul Pavel
a aflat de aceste demersuri pe care noi le aveam în, ca filozofie internă de partid. Și atunci a luat decizia să, nefiind sigur că va mai candida de la PNL, a luat decizia să facă acest pas, din punctul meu de vedere, un pas total greșit și inoportun la cei de la PSD. Cu ce s-a ales? Cu nimic. Cu ce se va alege? Cu rușine și oprobiu public. Da, asta fiecare cum își aștepte, așa doarme. Pe de altă parte, venirea lui Cosmina Sandei în PNL, că discutăm de lucrurile frumoase, nu de trădări și trădători, venirea lui Cosmina Sandei în PNL este o, eu o salut și este un lucru foarte bun. Cosmin e un băiat tânăr, un om care vine din clasa din middle class, din clasa de mijloc, un om de, care activează în sectorul privat și un, un tânăr de perspectivă cu foarte multe idei bune, cu o zonă întreagă de relaționări în municipiul Piatra Neamț destul de extinsă și nu face decât să întărească echipa Partidului Național Liberal, echipă tânără de altfel la Piatra Neamț ca și în județ în linii mari, echipă dinamică, echipă care își propune să meargă mai departe pentru Piatra Neamț cu proiecte de anvergură și pentru perioada 2024-2028. Da, acum, dacă mi-ați vorbit despre cei doi, haide să, să ne focusăm atenția spre colegul de platou al dumneavoastră și invitatul meu, domnul Petre. Eu, cum să vă spun, nici nu știu cum să fac, să vă prezinte domnul Lazar, să vă prezintați singur. Eu cred că mă pot prezenta cel mai bine. Nu, da, introducerea ar trebui făcută așa, cam așa. Și acum, deci, domnul Lazar, pentru mine să l-auzi pe domnul, domnul Lazar să facă introducerea la o adunare electorală. Facem o campanie, nu suntem. Eu știu, dar la cum, cum l-ați introduce pe scenă pe domnul? Ca pe un om de onoare, ca pe un om care activează în zona învățământului nemțean și Târg Nemțean, de are o carieră solidă în spate, director al celui mai mare colegiu tehnic din județul Neamț, cu peste 1800 de elevi, colegiu tehnic Ion Creangă, un om care e managerul acestui, directorul acestui colegiu de foarte mulți ani și care a făcut performanță. Un om care e obișnuit cu performanța și un om care vrea să schimbe lucrurile bine și să facă performanță și la nivelul orașului Târgu Neamț. Pentru că este nevoie la Târgu Neamț de un altfel de primar, de un primar nou, de un primar cu viziune, de un primar bine conectat. Și insist pe această expresie, bine conectat la realitățile din Târgu Neamț și la nevoile locuitorilor din Târgu Neamț, nevoi pe care să le trateze cu prioritate și nevoi pe care să știe să le rezolve. Pentru că și în Târgu Neamț, și în Roman, și în Piatra, și în foarte multe alte localități din județul Neamț, sunt probleme. Dar cea mai gravă problemă, sau printre cele mai grave probleme, eu aș pune un top, ca să zic așa, în top 3, dar cred că e pe primul loc, e problema apei. Și la Roman, și la Târgu Neamț. De unde izvorăște această problemă apei? Pentru că aici primarul Vasilică Harpa de la Târgu Neamț nu poate să spună că nici usturoi n-a mâncat, nici gura lui miroase. E primar de 3 mandate de 12 ani, a avut tot timpul din lume să gestioneze această problemă și să o rezolve și nu a făcut-o. A avut tot ce înseamnă conducerea APA SERV pusă, girată de PSD în ultimii 10 ani. A avut președinte de Consiliul Județean al lor. Da, și nu au gestionat această problemă a apei. Ba mai mult, de când primarul Vasilică Harpa devine și președinte al PSD, își pune acolo și cocoață în fruntea APA SERV, omul de casă, prietenul de, prietenul de suflet, ca să zic așa elegant, pe domnul Angheluță, care nu face altceva decât să-și dubleze în prima săptămână salariul la 7.000 de euro ca director al APA SERV și ulterior să facă doar joc de figurație, dacă vreți, doar o spoială de cuvinte aruncate publicului din Târgu Neamț, în care, domnule, da, ne preocupăm, vedem, analizăm, suntem în grafic, suntem aici, da, dar nimic în concret. Adică problemele, astăzi în 2024, suntem într-o zonă a evoluției și umane și sociale și administrative, suntem într-o zonă în care mergem înainte. Probleme de gen, nu știu, asfalt, lipsă apă, lipsă gaz, lipsă canalizare, sunt probleme care încă ne macină la 34 de ani după Revoluție. Pe noi, o Românie care suntem într-o zonă de civilizație, suntem Uniunea Europeană, suntem o țară, un stat cu pretenții și noi, nemțenii, suntem un județ cu pretenții. Dacă îmi permiteți, să nu ai apă și canal? Da. Dacă îmi permiteți, apropo de prezentarea pentru domnul Apetre, eu aș vrea să fac eu o completare. Cred că am spus-o de foarte multe ori în această emisiune cu diversi invitați, când a venit vorba de învățământ, că
acest colegiu de la Târgu Neamț, colegiu, așa este, da? Are un specific pe care alte instituții de învățământ nu-l au. Nu mai știu exact câți, dar la un moment dat știam câți navetiști au în școala respectivă. Gândiți-vă la fluxul de elevi care vin acolo, la toate problemele care sunt create, la faptul că vin elevi cu diferențe foarte mari de cunoștințe și pentru asta am spus de mai multe ori că merită conducerea liceului de acolo să-i fie recunoscute meritele acestea. Nu că, vai Doamne, câți olimpici, vai, cu cât a crescut nivelul de la început, de la când vin elevi în clasa a 8-a, a 9-a, față de modul în care au sosit. Și acum să-l lăsăm pe domnul, să-i dăm cezarului de astăzi, cei al cezarului. Da, cred că o să ajungem și la problema aceasta a învățământului. Să vă spun câteva lucruri despre mine, pentru că este normal să vă spun așa. Numele mi l-a spus dumneavoastră, Gheorghe Petrei. Sunt candidatul PNL la funcția de primar al orașului Târgu Neamț. Să vă spun că mă apropii de vârsta maturității de plin, așa să spunem, de vârsta de 50 de ani. Anul ăsta voi sărbători semicentenarul, așa, mai spre finalul anului. Și cred că... După alegeri, nu? Cu mult după alegeri de ziua națională a României. Am înțeles. Așa. Și să vă spun că eu consider și cred că am ajuns la o vârstă în care am experiența necesară pentru a face o administrație de calitate. Consider că experiența în relațiile cu oamenii, în resursele umane, este una bogată și că am reușit, măcar în ultimii 16 ani de când sunt director al Colegiului Tehnic Ion Creangă și în cei 26 de ani de profesiune, să demonstrez, să arăt că pot închega echipe, că pot face oamenii să lucreze împreună, chiar dacă provin din medii diferite. Provin dintr-o familie de profesori, ai mei părinți cadre didactice amândoi. Am un frate în Statele Unite Americii mai mare care face o performanță acolo în business. Mai am un frate profesor și el la un liceu din Târgu Neamț, la liceul Vasile Conta. Soția mea, familia adăugată principală și profesoară la același colegiu cu mine. Doi copii, unul major, student la medicină la Cluj și o fetiță de clasa a patra, Ilinca. Și mai aveți în familie o familie foarte mare, că așa se cheamă familie, nu? Așa. Cea albinelor. Ele sunt mai multe familii. Pe asta zice, o familie mărită, extinsă. Da. Una din pasiunile mele, aș putea să spunem principala mea pasiune după exercitarea meseriei pe care am făcut-o, o fac cu drag și de care nu mă voi putea lăsa niciodată, cea de pedagog, cea de profesor, este apicultura. Mă strădui să o fac așa cum trebuie și lucrurile se văd, încep să se miște. Se văd asta și rapid. Se pot și gusta. Deci se pot asta și gusta, da. La târguri, peste tot, pe unde mergeți cu... M-aș caracteriza ca un om normal. Chiar dacă uneori normalitatea, dată fiind de majoritate, iar majoritatea poate să primească anumite valori greșite, să primească aceste valori, eu mă consider un om normal, adică un om care știe ce înseamnă viața, ce înseamnă lucrul în natură, ce înseamnă să relaționezi cu oamenii, ce înseamnă să te scoli de dimineață și când te culci să adormi liniștit și bucuros că ziua de muncă ți-a adus satisfacții. Bun, v-ați prezentat, este rapid. Haideți acum să intrăm la chestiune, ca să zicem așa, să ajungem la chestiune. Târgu Neamț vine după 16 ani, 2 ani, 2 mandate cu domnul care a fost atunci, parcă Arnăutu, dacă nu mă înșel, au fost mandatele domnului Harpa, sunt, încă este domnul Harpa acolo, așa. Cum? Ce v-a convins să intrați în această luptă electorală? Că este o luptă la Târgu Neamț electorală, va fi o luptă 100% electorală. Care sunt argumentele care v-au convins să intrați în arenă la Târgu Neamț
Și care ar fi problematica identificată de dumneavoastră? Domnul Lazar a vorbit despre apă, pentru că este un subiect care atinge întreg județul aproape. Aproape întreg județul, nu chiar. Mă bucur că ați spus noțiunea aceasta de luptă electorală. Eu aș da și un sinonim, poate să fie o competiție. O competiție din care cei care au argumente și care pot da soluții să câștige. Să vă spun ce m-a făcut în primul rând. M-a făcut să candidez faptul că foarte multe lucruri făcute cu bani mulți nu au rezultatul scontat. Și nu au rezultatul scontat pentru că uneori s-au făcut prost. Mă gândesc să vă dau doar câteva exemple. Dacă aloci foarte mulți bani pentru infrastructura rutieră a unui oraș, a unui județ, iar podul pe care l-ai reabilitat se prăbușește, nu este suficient. Dacă... Vorbiți de podul de la Blebea. Da, de un pod. Probabil. Da. Dacă aloci foarte mulți bani pentru o aparatură performantă de care ai nevoie într-un spital, iar ea rămâne închisă într-o cameră, nu o poți folosi. Oamenii stau câte doi în pat și mai ia foc și spitalul, iarăși este o problemă. Dacă, ce să vă mai spun, dacă oferi unor salariați salarii foarte mari, salariați care trebuie să se ocupe de furnizarea apei și oamenii nu au apă acasă să se spele pe ochi, iarăși e o problemă, nu e o soluție. Dacă, ce să vă mai spun, dacă repari fațadele unui bloc, dacă faci un proiect frumos, amplu, care să aibă rezultate bune, pentru buna vedere a tuturor oamenilor, și când iei schela de pe el, se duce și fațada jos, iarăși nu ai făcut lucrurile. Asta n-am auzit-o, dar dacă îmi dați un exemplu, sunt... Centrul orașului Târgu Neamț. Au căzut fațadele jos? Păi când au dat jos schela, s-a dus jos și o parte din fațada făcută. E, asta chiar n-am știut-o, dar da. Interesant. Da, băi, sunt lucruri care ne arată faptul că banii nu au fost foarte bine chipzuiți, foarte bine chivernisiți. Și eu cred că aici pot să vin cu un grad de seriozitate ridicat. Aici ar fi una dintre problemele. Ăsta e principalul lucru care m-a motivat pe mine să fac un pas în față și să spun că trebuie să oprim lucrurile. Și consider că schimbările care trebuie să se producă într-o societate, într-o comunitate, nu vor veni niciodată de sus în jos, nu? Vor veni doar de jos în sus, iar fără a te implica, ești condamnat, din punctul meu de vedere, măcar să taci. În momentul în care nu te implici, în momentul în care nu faci un pas în față, în momentul în care spui că... Cât timp poți să spui că politica nu e pentru oameni serioși? Cât timp poți să spui asta? Dacă nu e pentru oameni serioși politica, atunci înseamnă că îți asumi să fii condus de cei neserioși. Este foarte simplu. Și atunci tu, la rândul tău, nu poți fi spus că ești serios. Am înțeles. Lucrurile astea. Domnul Lazar, ce părere aveți de ce a spus domnul Petre? Plecând de la ultima fază rostită de domnul a Petrei, asta am spus-o de fiecare dată. Lipsa de implicare sau statul pe margine nu te fac decât să devii spectator și să nu fii partea unor decizii. Și atunci când ești doar spectator și nu te implici deloc în viața socială, în viața comunității, în viața politică, în viața administrativă, să îți pui păsul, să îți pui cuvântul, să încerci să vii cu soluții, cu idei, doar dacă stai de pe margine și critici și nu ești constructiv și nu vei rezolva niciodată nimic. Doar intrând în teren, doar intrând în joc, ca să zic așa, doar atunci poți încerca tu, împreună cu mai mulți, de același curent, de aceeași filozofie, să schimbi ceva în bine, în comunitatea în care locuiești, în județ, în țară, unde vreți dumneavoastră, pe orice plan, inclusiv într-o firmă, într-o familie. Dar dacă stai doar pe margine și, cum e o vorbă la români, mănânci semințe și le scuipi prin capul altuia, asta nu înseamnă că nu te face decât să fii un spectator și nu ai dreptul, practic, după aia, moral vorbind, să vii să-ți dai cu părerea. Atâta timp cât tu nu ești acolo să te implici proactiv să rezolvi ceva. Acum, este foarte simplu. Corect. Nu poate ca cineva, altcineva din afară, să-ți facă lucrurile așa cum ți le dorești, da, tu foarte bine. Corect. Și eu spun lucrul acesta
și unor colegi, prieteni care muncesc în afară. Vin și spun, vai ce țară, știți dumneavoastră cum, pentru că nu sale. Și eu le spun, voi, cei care sunteți principalii producători de bunuri și de servicii, ar fi trebuit să fiți oameni la 40, la 50 de ani, care sunteți la maximum de potențial, atât din punct de vedere al achizițiilor pe care le-ați avut în timpul, munciți pentru alții. Cum credeți că cei care au rămas aici vor face ceea ce vă doriți voi, voi muncind în altă parte? Eu înțeleg și pe ei, înțeleg perfect, dar cred că atunci când ești legat de un loc și spui că îți place acasă, muncești pentru tine, muncești acasă. Corect. Și asta este partea, să spunem, mai antreprenorială a omului din mine. Și cred că atunci când îți faci o casă, dacă domnul Bălănescu dorește să-și construiască o casă, se duce la un arhitect și îi spune că am nevoie de asta, de asta, de asta, de asta, să fie așa. Nu îi spune, băi, fă-mi și tu o casă și o să văd eu dacă îmi place. Pentru că deja lucrul pe care tu îl faci trebuie să vină urmarea unor nevoi, a unor analize și trebuie făcut de oameni cu expertiză. Așa să mergi prin Târgu Neamț și să întrebi, băi, oare ce ar mai fi bine să se facă? Oare cum credeți voi că ar trebui să fie fluxul de intrare și ieșire a mașinilor din oraș? Să-l întrebi pe primul om de lângă tine. Da, el îți poate da o idee. Dar nu, aici eu cred că sunt oameni specialiști care știu să facă infrastructură rutieră, care știu să organizeze lucrurile acestea, ingineri cu care trebuie să discuți și să iei raportul beneficii-cost cel mai bun și să-i dai drumul la treabă. Așa că mai mutăm un pop de plastic din stânga în dreapta, mai facem un sens giratoriu din 3 bucăți de plastic, de nu se poate învârti o mașină în jurul lui, cred că îi trece prin cap oricui. Nu aici e problema. Cred că am trecut și prin piatra. Da. Așa este. Apropo, spuneți că am trecut prin piatră, ne-am zis, da, să știți, dar întotdeauna lucrurile de infrastructură generează niște costuri. Eu mi-aduc minte acum mai mult timp, prin orașul Piatra Neamț se crease un deranj foarte mare, vreo 10-15 ani în urmă, cred că era primarul Ștefan, era în funcție, a schimbat infrastructura de canalizare și de apă. Ei, vedeți dumneavoastră, țava aia nu se sparge acum, nu știu, cred eu. Era la înainte noi, nu de se... domnul Ștefan. Sau înainte, nu mai a știu. A venit când. Domnul Ștefan și... A spart-o. Nu, a semnat. Sau domnul Rotaru, nu mai știu cine a fost. Timpul Rotaru. Da, știu că s-a făcut lucrul acesta. Ei, pentru treaba asta... Primul proiect, parcă pe ISPA. Pentru problema aceasta, mi-aduc aminte foarte bine, la Piatra Neamț a fost, există apă. Da. Unde nu s-au făcut lucrurile acestea și n-a fost acel deranj... Nu este orașul Târgu Neamț și orașul Roman. Unul din principiile de biologie, așa să vă spun un lucru mai ilar, așa spune că orice plăcere se face cu durere. Și nimic nu se obține pe degeaba. Asta interesant. Este adevărat. Eu aș putea este una din legile ecologiei. Să știți, o enunț din carte, să nu credeți. Eu aș putea să merg mai departe și să spun că nu poți să fii bucuros doar să participi și să nu fie acolo, dar să fii, să te uiți să nu fie acolo, apropo de ce. Practic, domnul Bălănescu, mergem mai departe, iarăși vă întreb, iertați-mă. Când eram în școala primară, aveam o lecție. Se numea Banul Muncit. Nu mai găsiți asta în școala primară. Ei, dar eu o țin minte și o spun. Era un lucrător în fier, cum se numește, un forjor în acel fierar. Și avea un copil, căruia îi oferise de toate. Îi oferea de toate. Și la un moment dat îi spune copilului, păi e timpul să câștigi și tu ceva, să faci și tu să câștigi un ban. Și du-te și câștigi un ban. Copilul se duce, ajunge pe la mămica, îi spune lui mămica, uite, tata m-a trimis să câștig un ban, mama de mila lui, că să nu mâncă băiețelul, așa, îi dă bănuțul. Se duce bănuțul, copilul cu bănuțul la tata, la colo, plin de sudoare. Uite, ăsta e bănuțul pe care l-am câștigat eu. Ia taixul cântărește, mână, îl zvârli în forjă, în foc. Copilul se uită la el și o fi nebun, e tata. Ei, taixul spune, băi băiete, pleacă de aici, că noi și mâine tot la fel. A doua zi face la fel. După vreo 2-3 zile așa, și ăsta e inima, zis, băi, n-am ce face. Și se duce. Ba la o mătușă, îi cară niște lemne, undeva îi duce niște apă și îi dă așa niște firfirei mici, de era rușine să-i aibă în mână. Îi duce, se uită, taixul la el, îl cântărește în mână și ți-mi minte, spunea, fața rumenă a copilului. Și era povestirea aia care te făcea ca să ajunge acolo. Și îi zvârli copilul când a văzut cu amândouă mâinile, pac, l-a luat de acolo. Și zic, astăzi
ai devenit om. Asta e banul. Corect. Cum e și faza cu acele fapte bune și fapte rele și cu cuile, bătut în ușă. La un moment dat când s-a făcut, când era copilul mai mic și făcea prostioare, taică-s-o bătea câte un cui. Când a ajuns mai mare, uite tată, am făcut o faptă bună. Scotea taică-s-o un cui, scotea un cui. Și la urmă îi spune taică-s-o că uite tată, am scos toate cuile, am 0-0 acum. Da, da. Da, da. Cu găurile ce se întâmplă? Cu găurile ce facem? Cu găurile ce facem? Așa și aici. Nu mai e timp să așteptăm să se întâmple lucruri, să scoatem cui, ori schimbăm ușa de acum. Acum îmi dau seama de ce l-ați selectat pe domnul Apetre, pentru că e din zonă, povestește frumos, probabil că are ceva legături cu... Familia Cangă, nu? Eu sunt a Petrei, dar nu pot să spun că sunt păi nu, roda scriitorului. Nu, dar povestiți exact, frumos, dar... măcar la nivelul ăsta... Peste deal ne despart 2 km. Așa. De casa... Întotdeauna trâmnemțenii au harul ăsta, au darul ăsta, cum vreți să-i spuneți, de a vorbi foarte frumos, de a vorbi cu tâlc în poveste, de a-ți capta atenția și de a fi acolo ancorat. Dom'le, când îți explică ceva, chiar și o povestioară, da, o pildă foarte scurtă, ești captat acolo. Au darul ăsta de a vorbi bine și de a-ți capta atenția. Târgu Neamț poate fi o poveste frumoasă pentru județul Neamț. Da. Acum știți cum e, unii spun că este o poveste frumoasă, dar să spuneți că poate fi o poveste frumoasă. Să spunem că a început, este, poate fi, poveștile întotdeauna se pot schimba, pot să apară personaje noi, ca într-un film, există o continuare. O să mă scuzați, dar 4-5 minute o să plească, mă primesc tot felul de mesaje. De bine sau de rău? Nu, oamenii sunt curioși. Oamenii sunt curioși. Eu îmi doresc un comentariu al dumneavoastră vis-a-vis de? La situația din Consiliul Local Piatra Neamț de acum câteva zile. Apropo de... Vis-a-vis de schimbarea domnului Lehăduș? De schimbarea domnului Lehăduș și reacțiile de după schimbare. Eu recunosc că n-am înțeles. Am înțeles că PSD-ul și-a dat afară doi consilieri după ce a obținut un post de viceprimar pentru partid, deci, teoretic, i-a dat afară, după o jumătate de oră a venit domnul Bulai, care a dat tot teoretic afară pe doi consilieri, dintre care un viceprimar, pentru că au votat împreună cu PSD-ul, care și-a dat afară consilierii care erau, care au votat. Sincer, nu pricep, de asta vreau poate spune de asta. Ce e logica domnului Bulai, nu mă întrebați pe mine că nu vă pot răspunde. Nu cred că vă poate răspunde cineva. Ce e logica celor de la PSD, nu-i borșul meu, nu-i treaba mea. Ca să-mi dea cu părerea ce au făcut ei, dacă au făcut bine, dacă au făcut rău. Ce vă pot spune, în mod clar, într-o administrație publică locală, că e Piatra, că e Roman, că e Târgu Neamț, într-un consiliu local, în timpul unui mandat, se întâmplă mai multe fenomene, mai multe lucruri. În afara actului politic sau al politicii pe care o fac consilierii locali, se face și administrație. Administrație care înseamnă proiecte, priorități pentru dezvoltarea urbei, orașului, cetății, pentru a se întâmpla lucruri, dacă vreți, generic bune sau în favoarea cetățenilor. Și aceste proiecte despre care vorbesc trebuie susținute de o majoritate în consiliul local. Că acea majoritate astăzi în Piatra Neamț e compusă din mai multe partide, în jurul Partidului Național Liberal și a primarului Andrei Carabele, asta e adevărat. Probabil că colegii, domnii consilieri, domnule consilier local de la USR, respectiv PSD, care au înțeles să participe la ședința de Consiliu Local și să voteze schimbarea domnului viceprimar Lehăduș și numirea unui alt domnului Minuț ca viceprimar, au avut un raționament care l-au discutat cu primarul Andrei Carabela și a fost un raționament de ordin administrativ pentru buna funcționare a Consiliului Local Piatra Neamț și în susținerea proiectelor pe care administrația Andrei Carabela le are în Piatra Neamț. Da. În sensul ăsta comentez ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră. Nu, adică a fost extrem de... Pe mine numai ședința în sine, mă rog, nu discut toate proiectele ce au fost atunci, dar reacțiile de după pentru mine au fost puțin ciudate. Înțeleg că PSD-ul i-a dat afară pe cei... I-a propus excluderea, i-a exclus pe cei doi pentru că n-au respectat disciplina de partid.
E treaba lor internă. Și noi când am avut situații, PNL-ul am sancționat și noi consilieri județeni care nu au mai respectat politicile Partidului Național Liberal. Sunt inerente astea. Bun. Dar revenind la Târgu Neamț, vreau să fac o completare. Da, vă rog. Că de Târgu Neamț e vorba, cred că mai mult astăzi. Spunea domnul Petri mai devreme și spunea și dumneavoastră că e o legendă a Târgu Neamțului și Târgu Neamțul e un oraș de legendă și o zonă. Și într-adevăr așa este, pentru că Târgu Neamț avem ținutul mănăstirilor, avem mănăstiri de mare încărcătură spirituală și istorică în Târgu Neamț, începând cu Cetatea Neamțului. Avem foarte multe lucruri care ne leagă de trecut, de istorie, avem ce povesti despre Târgu Neamț, avem locuri frumoase în Târgu Neamț, avem Cetatea Neamțului, ținutul Lucreangă. Avem foarte multe lucruri care sunt încărcate, sunt o adevărată comoară aceste lucruri pentru județul Neamț și în special pentru Târgu Neamț. E păcat cumva că aceste obiective nu sunt puse în valoare așa cum ar trebui. Nu e suficient să zici, domnule, am Bojdeu ca Lucreangă și, domnule, sigur că vin vizitatori. Domnule, e suficient că am Cetatea Neamțului și sigur ea atrage vizitatori. Dacă în Târgu Neamț nu, și zona Târgu Neamțului nu o dezvolți cu infrastructură, apă și canalizare, dacă nu ai partea de infrastructură rutieră, dacă acestea nu le ai, nu poți să vorbești de un turism așa cum ar trebui. Foarte important, dacă în zona Târgu Neamț nu creezi un centru, să-l devină zona Târgu Neamț, Târgu Neamț metropolitan cu cele 16 comunități periurbane, dacă nu transformi acea zonă într-un ținut într-adevăr de poveste în care să ai atracții care să-ți aducă turiști acolo și să stea 3, 4, 5 zile să le petreacă în zonă, atunci nu poți să vorbești de un turism adevărat. Vorbim doar de un turism de o zi în care vin, eu știu, vizitatori pe zona asta ecumenică, de spirituală, în care bifează 2, 3, 4 biserici, au plecat, vin, vizitează 2 ore Cetatea Neamțului, au plecat, nu se regăsesc neapărat în zonă ca să spui că vorbești de un turism adevărat, cum e în Bucovina, la George Flutur, puțin mai sus de noi, cum e în Brașov sau cum e în Maramure sau în alte zone, unde duci să stai 2, 3, 4 zile să te încarci de spiritualitate, de istorie, să te bucuri acolo cu copiii, cu nepoții, cu fiecare, cu familia, de frumusețile locului. Deci dacă vrem să dezvoltăm Târgu Neamțul și zona, trebuie să gândim un proiect în care implicăm și primarii, ceilalți din zonele, din zona periurbană, din comunitățile de lângă și gândit 1-2 proiecte ambițioase, începuse la un moment dat, nu era un proiect rău, nu s-a mai finalizat, nu s-a mai întâmplat nimic cu el, a rămas doar în zona de planșe sau de fotografii, acel ținut al lui Ion Creangă, care a rămas acolo, într-un stadiu de proiect și într-un stadiu de foto. Dar acolo trebuie gândit o poveste frumoasă care să devină realitate despre ținutul Ion Creangă, despre ce înseamnă istoria Cetății Neamțului, un circuit al mănăstirilor, trebuie gândit 1-2 proiecte cu un parc tematic spectaculos care să atragă turiști și atunci putem vorbi de Târgu Neamț, să-l pui pe primul loc Târgu Neamț în zona asta turistică, pentru că Târgu Neamț îl legăm foarte bine imediat cu zona de munte, urcăm Vânători, Pipilic, avem zimbrărie acolo la Târgu Neamț care la fel nu e pusă în valoare așa cum ar trebui. Avem foarte multe lucruri care merge în zona Butacu, la Muntele Butacu, la Borca, te duci după aia în zona Ceahlăului și cobori în zona Bicazului. Adică avem un profil pentru a dezvolta turismul în județul Neamț spectaculos. Spectaculos, cum nu l-au foarte multe județe în România. Dar, din păcate, nu s-a investit și nu a fost o gândire care să deblocheze această zonă turistică Neamț și să investească serios în zona asta turistică. Că faci o pensiune, asta nu înseamnă că ai de făcut turism. Asta nu înseamnă. Prima dată creezi infrastructura de turism, după aia creezi atracțiile turistice și cu siguranță 100% vin după aia turiștii, apar și pensiunile și manufacturierii, cei care fac cașul adevărat, brânza adevărată, hârzobul, ce vreți dumneavoastră, produsele adevărate, autentice, românești, nemțești, nemțene, moldovenești, care atrag și sunt produse bio, sunt produse foarte bune. Atunci atrag și dezvolți turismul. Și cred că aici e menirea lui Genuțu Apetre, pentru că e un om cu viziune, un om harnic și gospodar, să dezvolte Târgu Neamțul. Nu doar să rezolve o problemă curentă a apei sau alte probleme, ci să și dezvolte, să creeze plus valoare Târgu Neamțului. Despre asta e vorba. Târgu Neamț are nevoie de un primar
conectat la problemele și soluțiile pentru a rezolva în Târgu Neamț, dar de un primar cum e Genuțul Petrei, care să aibă viziunea de a dezvolta Târgu Neamț. Să nu rămână doar un mic oraș de provincie, de 14-15 mii de locuitori, acolo care se dezvoltă foarte greu și foarte încet. De asta e nevoie de un primar nou în Târgu Neamț, care să aibă viziunea de a dezvolta. Mulțumesc, da. Genuțul. E foarte în regulă, să știți că nu vreau să spun nimic diferit de lucrul acesta. Târgu Neamț nu trebuie privit singular, ci trebuie privit în contextul localităților limitrofe care îl înconjoară. Și al județului, să știți. Și al județului, și obțin o parte a județului. Eu vă mărturisesc dumneavoastră că, dat fiind faptul modului în care se învecinează cu localitățile limitrofe, cu comunele limitrofe, foarte apropiate, până la 20 de kilometri distanță, Târgu Neamțul conglomerează peste 100 și ceva de mii de locuitori, ceea ce înseamnă un oraș mediu spre mare. Oamenii aceștia vin în Târgu Neamț pentru problemele organizatorice, să spunem. Oamenii aceștia vin în Târgu Neamț la școală. Oamenii aceștia își fac cumpărăturile din orașul Târgu Neamț. De aceea, cred că principalele probleme pe care le-aș lua așa într-o ordine, să spunem, ar fi rezolvarea crizei apei în Târgu Neamț. 2. Infrastructură rutieră pentru fluxurile de intrare și ieșire. Problema numărul 3. Târgu Neamț, oraș turistic. Vedeți dumneavoastră, spunea și domnul președinte aici, nu-i suficient să ai o pensiune. Evident, nu-i suficient să ai o pensiune, însă, vă spun eu, dacă nu s-ar fi ținut cont neapărat de apartenența politică a celor din jur și toate comunele din jur împreună cu Târgu Neamțul ar fi accesat un proiect regional, acel parc tematic al lui Ion Creangă era o realizare. Dar stai să vezi că ăla-i de la alt partid, nu facem că îi dăm apă la moarte. Nu, lucrurile astea trebuie privite în interesul omului, al cetățeanului, al omului care trăiește acolo în fiecare zi. Nu, și corect, cred că dacă nu fi mentalitatea asta de acum acolo mult timp, că ăla-i de la stânga, ăla-i de la dreapta. Eu am observat mentalitatea asta în programul Angel Salini, când s-au dat bani tuturor, fără să se țină cont că Vasilei de la PSD, Gheorghei de la PNL, Ionăi de la USR. Nu. Da? Ionia politic. Sau Ionia politic. Că Vasilei de la PSD, într-adevăr, Gheorghei de la PNL, i-a spus bine. S-a întâmplat. Ionia politic. Vă rog frumos, Ion mai nou e și inteligența artificială. Da. Da, deci robotul Ion care e inteligența artificială. Cum robot crede... Cam aici. Eu altceva... Promovarea imaginii orașului Târgu Neamț. Un din comuna Pipirig, dacă e plecat pe litoral și îl întreabă cineva de unde este, el va spune că este din Târgu Neamț. El nu spune că e din Pipirig. La fel spune și cel din Oglinzi și din Grumăzești și din Petrica. Eu sunt din Târgu Neamț. De ce? Păi dacă oamenii spun așa, înseamnă că ceva i-a făcut să spună lucrul acesta. O chestie organizațională, un etos local, o treabă, există, e de acolo. Acum eu am o curiozitate. Nu este un secret faptul că PNL la Târgu Neamț a avut suișuri și coborâșuri în organizare. Eu vă întreb cum va arăta echipa dumneavoastră pe care o veți propune orașului Târgu Neamț. Nu vă cer neapărat nume, dacă le puteți da cu atât mai bine. Vă cer să-mi spuneți din cine va fi formată ca profil. Pentru că dacă va fi o echipă formată din oameni, cum să spun eu, care nu împărtășesc aceeași viziune de dezvoltare globală, adică globală, locală, regională acolo, și vor fi doar niște oameni care vin pentru o funcție sau altceva, sau mă rog. Vă spun acum, vă spun pentru că sunt pregătit să vă răspund la întrebarea asta. Nu vor fi oameni care să vină pentru 7 milioane sau 10 milioane indemnizații de consilier local, ci vor fi oameni care au un cuvânt de spus, care doresc să spună cuvântul pe care îl au, oameni care au viziune, care au realizat ceva în viața lor până acum și care au idei. Este o echipă în construcție în momentul de față, nu putem avansa
neapărat certitudini, este normal să fie așa, analizăm și luăm decizia cea mai bună pentru comunitate. Pentru că ăsta este interesul, eu așa am făcut și la școală. Indiferent timpul, modul și cu cine am lucrat, am știut că interesul primordial este Colegiul Tehnic Ion Creangă. În momentul de față, interesul primordial este cetățeanul orașului Târgu Neamț. Care este interesul lui? Simplu. Trebuie să reprezentăm și, să-i reprezentăm și pe cei mai tineri, trebuie să-i reprezentăm și pe cei în vârstă, trebuie să reprezentăm și omul de rând care lucrează acolo și sapă în fiecare zi, trebuie să-l reprezentăm și pentru cel cu idei și cu viziune despre viitor, trebuie să-i reprezentăm pe toți, pentru că așa trebuie să facă un consiliu local. Deci pe pozițiile cu siguranță eligibile și pe lista consilierilor locale a orașului Târgu Neamț, vor fi oameni care au ceva de spus în sensul cel mai corect al frazei. Au ceva de spus, adică au și gândit un lucru și îl doresc să-l și pună în practică. Oameni care să vină acolo să ridice mâna, nu mai e locul lor acolo. Da, domnul Lazar, acum vă întreb o chestiune organizatorie. Pentru că nu toți cei care, iarăși revin, toți cei care te critică îți sunt dușmani, da? Nu toți cei, care, cei te care te laudă îți sunt prieteni. Puteți să-l întrebați pe domnul Lazar. Puteți să-l întrebați pe domnul Lazar să vă explice cum e. Eu chiar am învățat lucrul acesta și întotdeauna consider că o decizie luată la comun care să fie acceptată de majoritate este mai bună decât decizia ta luată rapid că tu ești cel mai deștept. Asta e spiritul democrației până la urmă. Nu e adevărat. Acum, o întrebare, nu știu dacă e comodă sau nu, pentru domnul Lazar. Știu că stați bine, deocamdată stați bine pe scaunul nostru, nu știu. Așa. Numirea domnului Apetrei, Genuțu, cum spuneți dumneavoastră, domnul Gheorghe Apetrei, în această postură de candidat, pentru cel care stă afară și nu scuipă sâmbur, dar urmărește cu atenție fenomenul, înseamnă așa un fel de, din punctul meu de vedere, o mică revoluție, ca să zic așa, în interiorul organizației locale. Ba nu. Nu? Nu e exclus. Deci asta înseamnă că domnul Apetrei nu va prelua și organizația. În primul rând, domnul Apetrei nu poate să preia organizația pentru că legea învățământului, statutul domniei sale de director la Colegiul Național Colegiul Tehnic Ion Creangă, nu permite să fii și într-o funcție de reprezentare politic de conducere. Asta una la mână, nici nu am, dar plecând de la această zonă de incompatibilitate sau de legalitate, domnul Apetrei nu a exprimat niciodată și nu a fost niciodată vreo discuție în sensul în care domnul Apetrei preorganizația nu organizează. Vă spun eu pentru că am început organizația și mă întâlnesc cu fiecare parte din organizație pe circumscripțiile de vot, mă stau și mă întâlnesc în momentul de față cu oameni. Vă spun cu plăcere și cu pe cuvânt de onoare că sunt acceptat de toți cei din organizație și toți și-au arătat disponibilitatea de a munci împreună. Despre asta e vorba. Acum, eu dați voie să spun de foarte. După aia vă rog. Eu sunt convins că sunt bucuroși că ați venit. Toți sunt bucuroși. 100% sunt bucuroși pentru că s-a rezolvat o mare problemă. Acesta este lucrul care pentru organizație. A apărut un om care și-a asumat. Un om foarte bun și care va câștiga primăria. Așa. Ce vreau să vă spun, vedeți, și dumneavoastră ați intrat, adică întrebarea care a venit din partea noastră a fost într-un plișeu. Dom'le, a venit cineva, înseamnă că s-a stricat ceva. Nu, eu n-am spus că s-a stricat. Că ceva se schimbă. O revoluție, cum am pus eu cu ghilimelele, nu înseamnă că se strică ceva. Ok, înseamnă că am înseamnă că este creat momentul în care schimbarea într-o organizație, în ceva, da, poate fi mult mai rapidă. Întotdeauna privirea mea, niște etape. Privirea mea și exclusiv pe Târgu Neamț, dar și mai largă în general pe județ sau pe celelalte organizații, nu e acolo unde schimb ceva sau unde aduci un om, 2, 3, o echipă nouă, asta nu înseamnă că echipa veche sunt oameni care nu mai sunt buni, nu mai sunt utili, sunt dați deoparte. Este exclus de așa ceva. Când completezi echipa, o mărești, o lărgești cu oameni de valoare, cum e Gheorghe Apetrei, cum sunt foarte mulți alți colegi care au venit, juriști, economiști, doctori, care au venit,
oameni de afaceri care au venit în echipa PNL la Târgu Neamț. Asta înseamnă că ne dezvoltăm echipa și abordăm la câștig alegerile din 9 iunie 2024. Echipele, cu cât sunt mai mari, cu cât ai oameni de mai bună calitate, din toate domeniile socioprofesionale, din toate categoriile de vârstă, de religie, dacă vreți, de ce vreți dumneavoastră, cu atât acele echipe devin mai performante, acoperă nevoile întregii clase comunitare dintr-un oraș, dintr-un municipiu, de unde vreți dumneavoastră, și atunci abordezi cu înțelepciune și cu pragmatism alegerile care au loc. Despre asta e vorba, despre dezvoltarea echipei, pentru că noi, cel puțin liberali, avem ocazia și de a dezvolta comunități, de a ne implica în sectorul privat, de a fi partenerii loiali sectorului privat și de a dezvolta și de a crea echipe cu oameni prestigioși, cu oameni de valoare, oameni care sunt dedicați comunității și care gândesc soluții și dezvoltarea comunităților. Sunt foarte mulți primari, și imediat termin, care ajung primari. Ei nu știu de ce au ajuns primari. Se gândesc așa, domnule... Eu cunosc pe unii care nici n-au vrut și au ajuns primari. Sunt, dar cunosc și eu. Deci cunosc cel puțin două cazuri, n-au vrut să fie. Eu cunosc un caz, dar nu știu, mi-a spus de asta pe al doilea. Dar ei n-au vrut. Spun, sunt primari care au ieșit fără să înțeleagă de ce candidează. Doar că a fost pe undeva un fel de mică vedetă locală, doar că a fost, nu știu, cel care ara ogorul în comunitate acolo, domnule, a ajuns primar. Fără să aibă capacitatea de a ști administrație locală, fără să aibă vreo noimă despre administrația publică locală, despre fonduri europene, despre proiecte. Și a ajuns primar acolo, în comunitatea respectivă. Și stă acolo în comunitate primar, un mandat 2, 3, 4, te uiți în comunitate după 10, 15, 20 de ani de mandat acelui primar, nimic nu s-a întâmplat, totul e gri și totul e negru. Și ne întreb, domn primar, dar ce ați făcut? Se întreb, ce face domn primar? Deci băiat bun. Adică, păi dă bună ziua, dă sărmâna, ne salută. Am fost la primărie, n-am nevoie de o adeverință că își face băiatul din Italia acasă și mi-a dat. A început băiatul fundația, s-a mutat gardul și a zis, lasă mai că e bine așa, lasă că eu nu mai trebuie nicio autorizație. Nu știu eu că își face băiatul acasă. Și ăla e primarul, care îi ține pe oameni fără apă, fără canal, fără drumuri, fără proiecte europene, fără absolut nimic. Mai aprobă un ajutor social. Pe acest principiu că pe oamenii săraci îi conduci mai ușor. Exact. Cu zero realizări și cu zero dezvoltare. Adică dacă mergem pe mentalitatea în continuare de astfel de primari, societatea românească, nu-i vorba de partide, deci că oameni de genul ăsta sunt în toate partidele, nu aduc vinovăție cuiva. Dacă vom merge pe conceptul ăsta, se duce naibii, și comună, și oraș, și județ, și țară. Dacă merge pe mentalitatea asta, mentalitatea este să vii cu oameni care au făcut ceva în viață. De asta l-am, și credeți-mă, n-a fost simplu ca genunchiul să fie astăzi aici, în funcția de candidat desemnat pentru primăria Târgu Neamț. Genunchiul știe foarte bine, am avut câteva luni de zile de discuții, de tatonări și iar discuții. Am ajuns, am apelat prin familie, prin prieteni, am luat-o și direct și conex, ca să zic. Deci ați fost curtat. Prin învăluire. Da, pentru a ajunge. Pentru că știam că e un om de valoare, știam că se poate bate cu șansă la Târgu Neamț, știam că poate câștiga orașul Târgu Neamț. Dar mai mult de atât, un om care demonstrează în viață, trebuie să demonstrezi undeva. Fie în privat, fie la stat, fie unde se desfășură activitatea profesională vorbind. Un om care conduce un colegiu de nivelul Ion Creangă, cu peste 1700-1800 de elevi, cu atâtea zeci sute de cadre didactice, cu atâtea nevoi și probleme de peste 10 ani de zile și care a performat acolo, e un om care, atâta timp cât performează într-o zonă, cu siguranță și bine conectat, cu siguranță va performa și la primărie. De oameni de genul ăsta avem nevoie și la Târgu Neamț și în mai multe localități din județul Neamț. Acum trebuie să-i adresez o întrebare telefonată. Telefonată. Conduceți un colegiu, da? Da. În Târgu Neamț mai sunt încă două licee, da? Da. Mari. Sunt câteva școli generale. Haideți să vorbim un pic despre cum vedeți dumneavoastră viitorul învățământului în zonă. Pornind de la ce se întâmplă în Târgu Neamț. Pentru că, așa cum spunea domnul Lazar, că Târgu Neamțul e un loc la care se raportează tot, spunea și dumneavoastră, cel din Pipiric spune că e din Târgu Neamț și ceilalți din zonă. Mai ales la dumneavoastră acolo vin elevi din toată zona, dacă nu
Cum vedeți viitorul? Societatea noastră în ansamblu, în învățământul în ansamblu, se confruntă cu modificări majore. Important este întotdeauna, și eu am pus accent pe acest lucru, este vorba despre resursa umană pe care o ai, cum o aduci să fie performantă, ce o înveți să facă, ce așteptări ai de la ei. Ei bine, la nivel de învățământ în momentul de față, eu cred că lucrurile în Târgu Neamț nu merg foarte prost referitor la învățământ. Rezultatele noastre sunt mult peste media pe țară, însă sunt lucruri care trebuie schimbate în profunzime și nu la nivelul școlii doar, ci trebuie schimbate la nivel național. Nu știu dacă l-ați auzit pe academicianul Pop, pe președintele Academiei Române, care a spus așa referitor la rezultatele dezastroase de la matematică. El a spus așa: ce bine ar fi dacă am putea preda lucruri pe înțelesul tuturor elevilor dintr-o clasă la matematică și nu doar pe lucruri foarte complicate pentru cei 5. Adică trebuie schimbat. Care iau peste 5. Care iau peste 5 și nu doar pentru cei 5, care iau poate 10 mai departe. Sau poate 10 nu prea au luat în România anul ăsta. Întotdeauna am observat că cel puțin la nivelul acestei discipline lucrurile încearcă să se facă întotdeauna ultra-elitist și ne trezim cu elevi de clasa a 8-a care nu știu să aplice o regulă procentuală foarte simplă, o regulă de 3 simplă care îl ajută și să-și vadă profitul și să-și calculeze TVA-ul și să facă statistică politică și să facă orice vrea el. Nu știe un lucru simplu: rezolvă matrici și integrale, dar are probleme la regula de 3 simplă, la bază. Ori, până când nu o să rupem măța în două și la sfârșitul clasei a 4-a, toți elevii să știe să înmulțească, să împărțească, să adune, să scadă și să citească. Să înțeleagă ce citesc. Și să înțeleagă ce citesc. Domnul Bălănescu, eu sunt consternat. Am un copil în clasa a 4-a care, când a trecut din clasa a 3-a spre clasa a 4-a, a primit drept sarcină să facă recenzia lucrării. Pe cuvântul meu de orare, îmi fac cruce, am citit. Dacă 80% din populația României nu cunoaște cuvântul recenzie și un copil care trece din clasa a 3-a în clasa a 4-a îi se dă temă pentru vacanță să facă recenzia lucrării, îmi vine să nebunesc. Pentru că eu mi-aduc aminte de profesorul meu de la școala generală de istorie, pentru că dumneavoastră sunteți profesor de istorie, profesorul Cucoș, Dumnezeu să-l odihnească, care trăgea 5 sau 6 linioare după ce scria titlul lecției, îți vorbea, îți trăgea 5-6 linioare care reprezentau ideile de bază principale după ale care lecției. După care îți povestea și mergea mai departe. Noi facem în clasa a 3-a recenzia lucrării. Și ne mai mirăm că nu știm la... Credeți-mă că nu. Alt exemplu. În clasa a 2-a la matematică, A minus 3 egal cu 7. Scoateți-l pe A. Păi suntem nebuni. Un copil în clasa a 2-a care bea, își dezvoltă vocabularul, noi facem ecuații de tipul ăsta. Hai să-l învățăm să scrie, să citească și să ocotească până în clasa a 4-a. Și să ne ocupăm treptat de lucrurile astea. Pentru că au timp în mediul universitar să facă toate lucrurile alea grozave și complicate. Da, aici, acum... până când nu va fi o schimbare în profunzime de tipul acesta, ne vom strădui să cârpim. Fie cu oameni, fie cu legi, fie cu programe sau cu proiecte europene, un sac făcut din pânză putredă. Da. Sau în loc de sac, o plasă de biscuit. Da. Care tot aici bagi. E problema. Da, aici este marea problemă în învățământ. Nu suntem adaptați deloc, dar deloc, la lucrurile pe care trebuie spun, să le știe copiii. Eu confrunt cu un devotament al colegilor profesori pe care i-am la disciplinele de bacalaureat excepțional, dar în ei se bate tot timpul. Acum, unde sunt rezultate mai slabe la evaluarea națională? Le se face acelor profesori o inspecție. Credeți că se va schimba cu ceva când mai vine cineva să-ți spună că, știi, mă trimis de la inspectorat. Eu știu că nu poți face mai mult. Da, dar nimeni nu vine să spună, ia hai să vedem, domne, noi copiii ăștia când au venit în clasa a 5-a, după aia în clasa a 8-a. Care este nivelul lor de cunoștințe real
Da, nu să știți ăla... că eu am făcut analiza aceasta la nivelul Colegiului Tehnic Ion Creangă și am să vă dau și dumneavoastră, măcar pentru studii individual, să vedeți să o discutăm o dată. Nota de la evaluare națională, nota obținută la bacalaureat și să vedeți că există progres în peste 80% din cazuri. Peste 80% din elevi au progresat. Avem elevi care au intrat cu 7 și au luat cu 8.50 bacalaureatul, avem elevi care au intrat cu 4.50 și au luat bacalaureatul cu 6.50. Acolo este cel mai mare. Acolo e cel mai greu. Acolo este cel mai greu. Da, și a dorit însă și copilul, și părintele, profesor. Și profesorul. Toți. Dacă nu-și doresc toți lucrul ăsta, e o problemă. Da. Corect. Din păcate, trebuie să ne oprim. Vă rog. Da. Timpul e pe final, nu? Nu, de este depășit. Trebuie să-l completez pe colegul meu, domnul președinte Lazăr, și să-i spun așa, pentru că a vorbit despre liberal și liberalism și i-a spus ce spunea Petre Țuțea, ca să încheie așa discuția mea un pic, că societatea noastră este datoare liberalismului cu formarea poporului român modern și a societății Corect. Române moderne. Mai spunea el undeva că... liberalismul te lasă să respiri spiritual și să progresezi material. Adică să spui ce ai de spus și să pui în practică ce ai de spus. Corect. Și nu din motive aiuristice credeți că deviza partidului pus atunci ar fi fost și este prin noi înșine. Pentru că prin puterea propriului exemplu poți să arăți că se poate. Asta am vrut să spun. Foarte bun discursul Genuțu. Sunt convins că va fi un primar nu bun, ci foarte bun la Târgu Neamț. Și recomand tuturor colegilor, celor din Târgu Neamț, să se uite bine la Genuțul Petrei. Să-l asculte, să interacționeze cu el în sensul pozitiv, pentru că ideile vin de peste tot, nu le avem noi idei fixe și a noastră sunt cele mai bune, ci ideile se pot completa de la oameni din toate categoriile socioprofesionale. Sunt convins că Genuțul împreună cu echipa de la Târgu Neamț vor câștiga alegerile locale și Genuțul va fi unul dintre cei mai buni primari pe care a avut Târgu Neamț. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Mai erau multe subiecte de discutat, dar ne-am axat pe Târgu Neamț. Da, sunt subiecte pentru că eu, de exemplu, stau și mă gândesc ceva ce se va întâmpla în următoarea lună la nivel de comunicate de presă de la partide. Cine a trecut de unde, cum și când. Bănuiesc că luna asta va fi o lună a transferurilor, chiar dacă se încheie campionatul. Noi știm că luna aceasta nu poate fi spusă ca și decembrie cu luna cadourilor. Da, e luna frumosului, e luna primăverii, e luna femeii, dacă vreți, și femeia reprezintă frumusețea. Da. E o lună frumoasă, în general, luna martie. Mai discutăm. Mulțumesc frumos. De bune oameni. Mulțumim de invitație. Asta a fost emisiunea de astăzi. Vedem ce vom face mâine și poi mâine anunțăm din timp, nu e o problemă. Vă doresc o zi foarte bună și ascultați-i pe toți, pentru că așa putem afla ce vor, cât vor și după aceea vom vedea și cât pot. Cele bune, numai bine!